Studiind doctorantură în diverse centre științifice din fosta Uniunea Sovietică, circa 250 de persoane, care ulterior au revenit la Paștină cu o pregătire excelentă, cu grade de cercetător și de multe alte specialități. Consider că cea mai bună formă de păstrare a memoriei Marelui Nicolae Simițanu este să facem pentru medicină, pentru îmbunătățirea sănătății poporului, cât mai mult, să aducem succes la capăt reformele. Nicolae Simițanu a avut o întâlnire cu colegii săi la 35 de ani de la absolvirea Institutului de Medicină din Chișinău, numai cu o oră până la decesul său, 20.09.1986. Apa trece, pietrele rămân, spune un vechi proverb. Generații de medici se vor rândui una după alta, dar memoria despre această mare personalitate, despre zbuciumul său deșteptător de rațiune, rămâne un bun al tuturor generațiilor. O nouă poezie dedicată lui Nicolae de Sânța. Grigorie Vieru, 1968, poemul Bărbații Moldovei, dedicat lui Nicolae de Sânțanu. Ce munte și floare născutul ea oare, ce lapte de vrajă sorbit al în fașă Bărbații Moldovei. Pe unde merg bărbații Moldovei, acolo băi înfloresc. Pe unde privesc, acolo fântâni izvoresc. Bărbații Moldovei, pe acolo, pe unde cuvântă, plaiuri se zvântă. Pe acolo, pe unde ei se adună, stelele răsună. Pe acolo, pe unde ei se așteaptă, zori se deșteaptă, bărbații Moldovei. Pe acolo, pe unde ei cântă, pădurile se frământă. Pe acolo, pe unde ei obosesc, pe acolo munți sub ei cresc, bărbații Moldovei. Floare născutul eu mare, ce lapte pe vrajă sorbită în fașă bărbații Moldovei. Acum vă invităm să priviți un scurt documentar dedicat memoriei Nicolae Simițanu.